Spuneți, vă rog, iată cine la noi poate să aibă cele mai multe inițiativi de business? Ai cei care se află în țară, ori și care trăiesc în continent, în țările europene, SUA, Federația Rusă și altele? Cine are cele mai multe idei de business? Ai cei care sunt peste hotare, că eu au văzut alte infrastructuri, diferite domenii care la noi astăzi nici nu există în mediul de afaceri. Vă spun doar două puncte care concrete sunt și ar întoarce diaspora acasă. Prima, noi avem azi mii de familii care au adunat lucrând la negru sume enorme de bani. Pentru cineva e sumă enormă, 30.000 de euro, pentru cineva 100, pentru altul 180.000. Ei asta mi-o spun la fiecare întrevedere când merg în diaspora. De asta. Dar noi astăzi, cu numerar, pot să achiți până la 100.000 de lei. Spuneți, vă rog, noi avem astăzi chelneri, barmeni în Italia, Franța, Marea Britanie, care trăiesc doar din tipsuri, cheivăi, cum îi zice rusul. Ei câștigă 1.500-2.000 de euro pe lună, vin acasă, le spune, dă spravcă. Oamenii nu-și mai pot cumpăra nici mașină, nici un teren, nici o casă, un apartament și tot așa. De asta, pentru nerezidenții fiscali, care e clar că sunt toți din diaspora, noi trebuie să le permitem până la 200 de euro orice achiziții se poate să cumpere în numerar. Noi nu suntem de zină că avem peste 1.000.000 de oameni care sunt numiți gastarbeiteri. Până la 200 de euro? Până la 200.000 de euro se poate număra. Și doi, cel mai important. La noi sunt oameni care vin în țară și la noi suntem să investească. Trebuie să dai bună ziua prin diferite birouri, adică birocrația la noi în țară e la maximum, nu este un secret pentru nimeni. Eu am elaborat și aici o soluție cu echipa care ar permite omului să nu aibă frică să investească. Și al mai important, să nu scoată banii lui personal din buzunar. Și trei, ca statul să câștige mai mulți bani. Și vă spun formula. Orice om care vine cu inițiativă de afaceri din afara țării, o trecem prin centrul de consultanță gratuit să vedem merită, nu merită. Și doi, cel mai important, omul devine partener cu statul. 50-50. Vă dați seama că cetățeanul care este partener cu statul, el deja este protejat de birocrație. Când n-a să vie în fiecare zi miliția și fiscul zbată la ușă, acolo unde statul e partener 50%, corect? Și doi, cel mai important, omul nu investește nimic. Și statul nu trebuie să aibă frică să investească în inițiative care vor da profit, că decât să trăiască statul din taxă, statul mai mulți bani o să aibă dacă ați devii partener 50-50 cu cetățeanul și nu contează din diaspora ori din interiorul țării. Și omul e asigurat, câștigă bani, statul câștigă mai mult. Unde aici e o problemă? Pur și simplu la noi știți cum? Guvernarea, că noi aducem diaspora, că iată, ei sunt toți de-a noștri și așa mai departe. Băi, oameni buni. Ei astăzi vă spun, nu au făcut nimic pentru ei în afară de să-i folosească înainte de lege. Dumneavoastră știți că astăzi deja în două state europene, două companii mari au bugetul de vreo 26 de milioane de euro care trebuie să asigure prezența diasporii la vot. Și acest proces s-a pornit acum de vinerea trecut. 26 de milioane de euro s-au găsit niște cantori, o leacă de ONG-uri, o leacă de nepădeantă sine, care trebuie să asigure prezența la vot. Înțelegeți? Adică iată când se aduc ei aminte de diasporă. Ei nu se aduc aminte de diasporă când le-au făcut 150 de euro maximum prețul coletului care vine pe hotare ca să nu achet vama. De altfel trebuie să fie minimum 500. Cu 500 de euro dacă o să fie prețul coletului fără taxe, deja omul poate să facă ceva cu dânsul. De asta e mai bine stacă. Și eu cred că și din diaspora s-au trezit și încă o dată. Cu diaspora trebuie să le propui ceva concret și termenul de realizare. Eu cred că ei deja s-au dat seama pe cine avem, pe cine am avut, că noi avem care sub diferite culori de-am pe второму кругу vor la putere și tot așa. Vă mulțumesc!